Bună dimineața, bună dimineața, exact cum v-am promis, este ora 10, iar alături de noi este cel mai special invitat pe care l-am avut până acum. Nana, ia vino un pic mai aproape de microfon să te audă și ascultătorii. Salut! Salut! Sunt Selim the Kid. Ești Selim the Kid? The Kid. The Kid. The Kid. Kid. The Kid. Ca la Karate Kid, Natalia, te rog frumos. Nu, că o ținem așa până... Selim, dar câți anișori ai tu? 5 ani. Sigur, sigur? Da. Mulți înainte. Aproape fac 6. Wow, când faci 6? Pe 2 februarie. Oh, deci chiar foarte curând. Acum. Da. Și ești entuziasmat să ai 6 ani? Da, că o să merg la școală. Dar știi deja calcule. Știi? Dar tu vrei la școală așa? Da. Copiii de obicei nu vor să știi. Dar în altă țară copiii de 5 ani se duc la școală. Da? Și tu ai fi vrut să mergi acum la 5 ani? Da. Păi și mai aveai timp de vloguri, de astea, de videoclipuri, că la școală nu un trebuie an? Să iasă. Un an? Foarte 5, ocupat. 7, un an? Un an? Într-un an de zile? Da. Într-un an de zile. Păi mai e timp, mai e timp să mai faci niște vlog. Într-un an o să am 7 ani aproape. Mulți înainte. Într-un an și un picuț, da, cam așa. Dar ia zi-ne, cu ce te ocupi tu? Ce faci tu așa de în timpul liber? Vloguri și mai merg și la box. Oh, la box? La box? Da. Dar pe cine bați acolo? Pe un copil care mă enervează foarte tare. Și de când tu mergi la box așa? Nu știu. Nu mai știu. Dar fac box de când eram mic. De când erai mic? Okay. E bun. Aproape de când m-am născut. Wow. Ok, ai făcut-o din burtica lui mami și după aia ai trecut. Și ai zis să trecem la treabă serioasă. Ia zi, că tot au fost sărbătorile. Ce ți-a adus Moș Crăciun? Multe dulciuri, dar foarte multe, adică Moș Nicolae mi-a adus și mai multe. Ce norocos e. Și le-ai mâncat pe toate sau ai mai păstrat? Mai am, multe. Mai ți-ajunge pe anul care vine? Da. Bun, atunci stăm liniștiți. Dar nouă ne-ai adus? Nu. Dar de ce? Nouă Moșul nu ne-a adus dulciuri. Uite la Paul, uite la fața lui Paul, vezi? Paul ți-a adus Moșul dulciuri. A fost Moș Crăciun. Vezi, pentru că n-a fost cu minte. Nu, a fost un bad rău. Cum a început anul 2021? Bine. Bine. Da. Da. Păi cât de bine, ca să știm și noi. Cel mai bine. Cel mai bine? Ai mai lansat ceva? Ai mai reușit să mai faci vreun vlog? Nu știu, că nu mă uit la vlogurile mele în viața mea. În glumie mă uit, dar nu m-am uitat. O să mă uit să văd. O să te uiți să vezi. E bine, eu zic că e de bine, pentru că așa face un vlogger adevărat. El e ocupat să muncească, să facă vlogurile, iar, da? Iar ceilalți trebuie să se uite la vlogurile lui, corect? Da, chiar. Da. Care e vlogul tău favorit? Care e vlogul tău preferat? Toate. Toate. Da. Ne poți da un exemplu? Ce exemplu? De un vlogger favorit la care te uiți de obicei? Păi nu știu, dacă te uiți la alte vloguri? Max Infinity. Da? Max Infinity. Hai că are gusturi foarte bune. Păi are. Foarte bune. Și muzică, ce muzică îți place să asculti? Travis Scott și Selim the Kid. Selim the Kid o să ascultăm în foarte scurt timp și aici la matinal. Dar până atunci trebuie să ne mai povestești și despre pasiunea ta, despre mașini. Cu mașini, pentru mașini. Adică mașinile care îmi plac mie. Exact, că am auzit adică că ești pasionat. Adică îmi plac mașinile. Selim, încearcă să ții mânuțele pe masă, că se aude în microfon, așa. Îmi place Lamborghini Aventador. Ia uzi, Paul, cred că pe tine aici te-a, că eu sunt praf la mașini, eu doar o să te întreb ce culoare. Ce culoare? Da. Ce culoare să fie Lamborghini? Alb. Negru, alb, alb. Alb, putem să-l facem pe jumătate alb, jumătate negru, vrei? Da. E ok? Da. Roșu, nu? Nu. Nu.
dragă, minimalist. Alb sau... sau negru. Sau negru. Sau gri. Merge foarte gri, bine. Că dacă amestecăm alb cu negru, dă un gri, așa. Nu-ți place? Nu. Nu, nu. Și se asortează mai bine, uite, cu, cu ținuta ta de azi, așa, neagră, așa ar merge unul negru, da? Eu zic mai bine două să fie, știi? În funcție de cum te îmbraci. Tu cum te îmbraci mai mult, în negru sau în alb? În negru. În negru? Atunci, da. El e ca mine, îi place ținut. Deci e o ținută foarte, foarte elegantă. Ești ca mine. Da, păi haideți, dragilor, să nu mai lungim timpul. Eu zic să trecem de loc să, și să ascultăm. Piesa se numește... Zine, cum se numește piesa? Selim the Kid. Așa, și cum se numește piesa? Cum se numește melodia ta? Brand. Brand? Brand, ce ne pot spune, da. După aia? A, nu știam, nu știam. Uite, acum am aflat. Ce bine că ai venit la matinalul nostru, am aflat și cum se numește melodia. Haideți să ascultăm, iar după ne povestești cum ai filmat și cum s-a întâmplat această piesă. Dragilor, rămâneți alături de Art FM și revenim foarte, foarte curând să auzim detaliile de la Selim. Să-ți pas. Sunt un brand, sunt legend. De mic am promis că o să fiu mare trend. Să știe toți când mă prezint. Mă ajută mai rapid ca un bolid. Sunt un brand, sunt legend. De mic am promis că o să fiu mare trend. Să știe toți când mă prezint. Mă ajută mai rapid ca un bolid. Sunt the kid. Selim, vin și eu, facem vlog într-un Lambo. Mini, mini, mo. Știu că te oftești cam rău, fiindcă nu ai ce am eu. Cadruri multe și un lingo. Dă-te mai așa și faceți loc. Locul 1, suntem peste tot. Yo, un brand, un trending, sunt mereu pe val. Să fie clar, sunt milionar. Sunt un brand, sunt legend. De mic am promis că o să fiu mare trend. Să știe toți când mă prezint. Mă ajută mai rapid ca un bolid. Sunt un brand, sunt legend. De mic am promis că o să fiu mare trend. Să știe toți când mă prezint. Mă ajută mai rapid ca un bolid. Sunt the kid, kid, kid. Sunt the kid, kid. Mă ajută mai rapid ca un bolid. Oh.
that I managed to lose me. I am not this desperate, not this crazy. There's no way I'm sticking around to find out. I won't lose like that, I won't lose myself. Look what I have done. Dialing up the numbers on you. I don't want my heart to break, baby. How do you sleep when you lie to me? All that shame and all that danger. I'm hoping that my love will keep you up tonight, baby. How do you sleep when you lie to me? All that fear and all that pressure. I'm hoping that my love will keep you up tonight. Tell me, how do you? Sunt Oana Angel și vă invit să ascultați Arte FM.
Salutare la matinalul Artelfet. Perfect. Dar ce program e la televizor? La televizor urmează. Deocamdată suntem doar online pe radio. Și cât poate să o puneți? Păi acum în direct, să știi, toți ascultătorii acum te ascultă. Deci dacă vrei să le transmiți un mesaj, acum e momentul. Ți-au ascultat și melodia, trebuie să ne povestești neapărat trebuie să ne povestești cum s-a întâmplat, cum ai filmat, cum a fost la filmări. Aolo. Greu. Am înghețat acolo un pic de frig, dar... Ia-mi aproape de microfon, te rog. Ai înghețat de frig, dar când ai filmat? Înainte de Crăciun, înainte de sărbători? Da. Da? Dar n-a fost greu, adică ai avut un regizor acolo, o echipă, corect? Da, am pus-o pe 2020 aia și acum e 2021. Wow! Ești sigur că suntem în 2021? Da. Hai să stăm cu mânuțele pe masă, așa, ca să nu se audă și hârșe. Și cine ți-a ales ținutele? Că am văzut că aveai și niște ținute foarte frumoase în videoclip. Da. Mami? Cine? Cine ți-a ales ținuta? Hăinuțele? Sau tu? Cățel. Cine? Cățel. Cățelul? Cățelul ți-a ales cu ce să te îmbraci? Da. Uite ce cățel deștept ai. Tu ai un cățel acasă? Nu, am unul de jucărie, dar m-a dus el și mi-a arătat. Deci ai vreun animăluț de companie acasă? Nu, dar vreau un cățel. El! Un cățel? Da. Nu o pisică? Nu. Ce drăguț. Deci, Paul, tu ce vrei? Paul, Paul... Perfect. Deci e clar cățel. Deci nu vorbim. Deci Paul are pisică. Eu am pisică, dar urmează câine pe viitor. Și urmează. adică în viitor o să ai cățel și după o să ai pisică? Acum am pisică și aș dori un cățel după aceea. Ce pisică ai? Ce culoare are? E alb-negru, nu știu să zic rasa. E de pe stradă, să o luăm așa. E o pisică de casă, de apartament. E o pisică salvată. Da, e o pisică salvată. Dacă nu o salva, na, probabil că astăzi nu ar mai fi fost. Așa e cu pisicile de pe stradă, rezistă mai greu. Ți-ți plac animăluțele? Da. Da? Foarte mult. Și pe lângă cățel, ce animale îți mai plac? Crocodilul? Leu? Nu. Nu? Dar ce animal? Zebra. Că e alb-negru, așa ca Lamborghiniu pe care ți-l dorești. Porcușor de guine? Dragon. Un dragon. Ok, deci la Crăciunul viitor știi ce-i scrii lui moșu. Da. Are un dragon. Un dragon adevărat, așa? Da. Cu flăcări? Cu aripi? Da, dar nu mai există de milioane de ani. Uite ce știi. Păi și dacă ar exista, ce-i face cu el? L-ai ține în casă? Da. Ar încăpea? Păi... să fie mic ca să încape. A, deci să fie un dragon făcut așa pe mărimea ta, să fie așa cum îți place ție. Da. Și atunci nu o să facă mizerie. Păi și dacă arde perdelele din casă, că ei nu se controlează așa. Lasă. Nicio problemă. Se ocupă mami și tati. Auzi, mami, da? Nu e nicio problemă dacă ți ardem perdelele. Dar nu plasa că mi-au intrat 2 lileci în casă și nu vreau să mai îmi intre încă 500. Și de aceea vrei dragonul, ca să nu mai intre liliecii? Nu, că dacă intră liliecii, așa? Dragonul scuipă cu flăcările. Eu mor. Uite, dragonul ăsta, mă. Măi, Selim este un băiat practic. Da. Realist. Deci vreau... Foarte deștept. Așa. Asta se vede, asta se vede. Deci vrem așa, pentru moșul anul, vrem un cățel și un dragon. Tu ce îți dorești? Mă, stai așa, că abia a început anul, eu încă trebuie să... Stai așa, să-mi dau seama, trebuie să mă apuc de listă. Dar la Selim e mai clar. Eu la capitolul animale și deocamdată... Și mai vreau 7 mașini. 7? Da, un Lamborghini. Câte una pentru fiecare zi a săptămânii? Nu. Nu? Dar cum? Toate pentru să le am toată viața. Un Lamborghini.
Așa, unu. Un jaguar. Un jaguar, da, doi, trei. Ceva românesc? Porsche. Un Porsche, așa, patru. Mercedes. Un Mercedes, așa, să fie și un Mercedes acolo. Un cinci. Ce-ar mai? O Dacia? Auzi, Volkswagen. Nu, Dacia. Merge și o Dacia acolo să fie? Da. Merge. Da. Hai că o punem și o Dacia. Și șase? Șase. Ai zis Volkswagen, da? Nu mai. Nu, nu, gata, tăiem de pe listă, așa? Nu, 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 gata, ștergem, am șters. Și 7000 de plușuri. 7000 de plușuri? Plușuri. Plușuri? Ursuleții. Ok, 7000. Și până acum cât ai strâns? Am vreo 2000. Deci, mami, te rog, încă 5000. Vreo 2000. E, mai, nu mai e mult până la, până la 7000. Zic că o să faceți un vlog cu plușurile. Da, Selim, noi ne-am bucurat mult că te-am avut alături de noi. Urmează imediat să punem piesa. Deci ți-a plăcut, asta să înțelegem. Am aflat că a fost prima ta melodie. Prima piesă. Și că tati, de fapt, a descoperit vocea ta. Ce? Minunată. Ce? Cine ți-a descoperit vocea? Tati. Da, sau tu știai dinaintea lui tati că ai voce? Care sunt primii mei copii care-mi știu tata și mama? Care, zi? Pereții. Pereții? Da. Deci, stai așa, că n-am prins-o. Deci pereții te ascultă cel mai bine. Da. Așa, am înțeles. Dar, zi-mi, vrei să mai scoți dar alte piese? Dar ce-i CD-ul ăsta? E fix ca să pui cănuța, ca să când e fierbinte cana, ca să nu murdărești masa, pui cănuța pe el. Vreau să o... Ia, uite cana. E caldă? E rece, abia băută. Selim, zi-ne așa în încheiere dacă mai vrei să mai scoți și alte piese. Da? Da, zi-ne în microfon ca să te audă și ascultătorii. Și un mesaj pentru ascultători după aceea? Da! Da. Deci mai urmează și alte piese. Noi abia așteptăm pentru o să că... să fac 700.000 de piese. Wow! Mult succes în continuare. Eu sper că o să ai timp și de școală și de toate. Dar e o ambiție bună pentru noul an. Da. Selim, îți mulțumim mult de tot că ai fost alături de noi. Dar de ce faci așa ăla verde? Ăla verde? Uite, să-ți explice Paul. Ăla verde este... Așa, hai că te-ai prins. Când vorbim noi, se ridică volumul. Exact, vezi? Acum că ai vorbit mai tare. Hai să ne ascultăm. Da. Îți mulțumim de mult de tot că ai fost alături de noi și haide să mai ascultăm o dată. Mulțumesc. Selim the Kids. Și noi îți mulțumim. Selim, urmează să faci. Selim the Kid, nu the Kids. The Kid. Scuze, the kid. Gata. Uite, am corectat, mă corectez. Eu zic cel mai bine Selim the Kid. Așa, păi pe tine acum te înregistrăm, imediat după. Luăm o scurtă pauză, dragilor, și revenim cu mai multe știri din cultură. Să știe toți când mă prezint. Mă ajută mai rapid ca un bolid. Sunt un brand, sunt legend. De mic am promis că o să fiu mare-n trend. Să știe toți când mă prezint. Mă ajută mai rapid ca un bolid. Sunt the kid. Sunt the kid. Mă ajută mai rapid ca un bolid. Selim, vin și eu, facem vlog într-un Lambo. Inimini, știu că te oftici cam rău. Fiindcă nu ai ce am eu, cadur multe și un lingo. Ah, ah, de
este mai așa și faceți loc. Locul 1 suntem peste tot. Yo, un brand, un trending, sunt mereu pe val. Să fie clar, sunt milionar. Sunt un brand, sunt legend. De mic am promis că o să fiu mare în trend. Să știe toți când mă prezint. FM. E altceva. Yes, I know. Yeah.